Secțiile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au un nou program de vizită. S-a luat această măsură pentru a ajuta actul medical și pentru ca doctorii să nu mai fie asaltați în timpul programului de lucru de alte persoane din exterior. Asta pentru că, nu de puține ori, saloanele erau aglomerate atunci când personalul medical se afla în plin program de lucru. Potrivit conducerii unității, de luni până vineri, bolnavii pot primi vizita apropiaților între orele 15 și 20 și în weekend între orele 10 și 20. La toate secțiile spitalului a fost afișat noul orar de vizite, astfel că fiecare persoană care ajunge în spital să aibă acces în saloane doar atunci când le permite programul impus de conducerea spitalului. În urma solicitărilor medicilor și din dorința de a respecta ordinul Ministerului Sănătății, am decis că trebuie să-l aplicăm și noi cu mai multă strictețe decât până acum. Astfel încât, începând de astăzi, de luni până vineri, programul de vizitare a pacienților va fi între orele 15 și 20. Stabilirea noului program de vizită este una dintre regulile obligatorii pe care unitățile din țară trebuie să le aplice. Potrivit conducerii spitalului, este un pas pentru acreditarea impusă până în anul 2016. Trăim într-o țară în care orice lege trebuie să fie respectată. Noi, ca spital, suntem în proces de acreditare. Dacă nu respectăm legislația, nu o să fim niciodată acreditați. Din acest motiv a fost luată decizia de a fi respectat acest ordin. Ordinul este din 2012. Să știți că au fost afișe în fiecare secție. Până acum nu s-a urmărit cu strictețe respectarea acestuia. Conducerea unității medicale susține că mai sunt de făcut și alte demersuri pentru ca spitalul să fie acreditat anul viitor. Mai avem câteva capitole pe spitalizarea de zi pe care urmează să o modernizăm în trimestru 4 al acestui an și în cadrul culoarelor avem de făcut câteva modificări în sensul circuitelor funcționale ale pacientului și ale personalului medical pe care tot în trimestrul 4 le vom face. Conform ordinului din decembrie 2012, în toate spitalele din România a fost stabilit un program clar de vizită al pacienților. Până acum însă nu a fost respectat cu strictețe orarul stabilit la nivelul unității din Târgu Jiu.